Două mașini s-au izbit violent într-o intersecție din Timișoara. O persoană a fost rănită și transportată la spital. O femeie, în vârstă de 66 de ani, a condus un autoturism pe Bulevardul General Ion Dragalina, dinspre Bulevardul Republicii, înspre Bulevardul 16 decembrie, iar la intersecția cu Splaiul Tudor Vladimirescu, în urma efectuării virajului la stânga, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 67 de ani, care circula pe sensul opus de mers. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv o femeie în vârstă de 67 de ani, pasageră în autoturismul condus de către conducătoarea auto în vârstă de 66 de ani. Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.